printr-o considerabilă sforțare a celor mai înalte instituții juridice din România, CCR și ICCJ, în 557 cauze penale aflate în urmărire sau în fața instanțelor, magistrații vor fi obligați să constate încetarea proceselor și înlăturarea răspunderii penale pentru infracțiuni de corupție, mită, trafic de influență și fraudare de fonduri europene, anunță DNA. Prejudiciul în aceste dosare este de 1,2 miliarde euro, bani pe care hoții i-au găbjit de la stat fără să mai poată fi pedepsiți. Stârnește revoltă această strâmbătate cruntă? Vor ieși oameni în stradă cu zecile de mii? Nici gând. Vremea protestului împotriva ordonanței 13, care a aparținut doar guvernului, nu justiției supreme din România, s-a dus. Au trecut numai 5 ani de atunci. Or, astfel de strigăte prin somn ale românilor se produc la intervale de cel puțin 10 ani. Starea normală a prea multor cetățeni e bazată pe două simțăminte perene. 1. Ciordeală să fie, dar să ne dea și nouă ceva. 2. Cine fură și scapă nepedepsit are valoare. De nenumărate ori mi-a ajuns la ureche această zicere. Ai auzit de cutare? Puneți dumneavoastră un nume de ștab. Săracu. E DNA-ul pe el. Individul în chestie nu e sărac, e plin de bani. Și de ce să-l compătimești? Pentru că e cercetat, nu torturat, nu băgat la beci, nu executat, doar dă cu subsemnatul. Ca să ce? Ca să se găsească adevărul, fără de care nu putem vorbi de dreptate. Nu există dreptate fără adevăr. Iar adevărul a fost, cum spune Iisus, vârât sub obroc de înaltele curți. E de mirare? Nu e. De vreme ce minciuna umblă pe catalige zile în șir pe ecranele și site-urile patriei. Minciuna sfruntată, premeditată, nu greșeala. Înși porecliți jurnaliști au făcut știrea cu Elon Musk în travesti la Bran, nu din pix, că n-au, ci direct din tastatură. N-a existat nicio clipă, nicio informație cât de cât serioasă că o asemenea vizită, incredibilă până la ridicol, ar putea avea loc. Ceea ce n-a împiedicat plimbarea ei prin gură și pe burtiere, într-o veselie, chiar și de televiziuni ca Digi24, ProTV sau Postul Public, TVR. S-a dat ca sigur că Musk a mâncat bulz și berbecuț. Când bășica s-a spart, nici vorbă să prezinte cineva scuze. O excepție site-ul Libertatea. De ce? Pentru că toți acești gurnaliști știu că audiențele lor nu vor scădea o iotă în urma acestei abureli groase. Poate chiar vor crește. Pe plaiurile noastre, adevărul ori e îngropat, ori viețuiește travestit în minciună.